Primăria Ploiești a decis blocarea circulației sâmbătă 1 decembrie din centru, intersecția Piața Victoriei, Tache Ionescu, Cede Ghera până la sensul giratoriu de la Caraiman. Astfel, circulația autovehiculelor în acest perimetru va fi interzisă între orele 9:45 și 14. Din această cauză, traseele 1, 30, 7, 22B, 39B, 32 și 402 vor fi modificate. Totodată, traseele 35 și 35B vor fi scurtate până la Coreco, iar troleibuzele liniilor 44 și 202 vor fi înlocuite cu autobuze, de asemenea cu trasee ocolitoare.